fructe și legume, iepuraște, paște și flori cu bubuluțe. Aici avem sfinți, numai că Ștefan cel Mare este sfânt pentru că a construit multe biserici, câteva. La sfinți, da? Da, da. Aici are expoziția de caiete de lecturi. În care am scris ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plăcut și după am desenat. Ce v-a plăcut mai mult? Nouă ne-a plăcut de cenușoreasa pentru că era bună. Harnică și s-a căsătorit cu prinț. Și-a fost fericit, da? Da. Aveți bătrâneți. Poveștile de luni în care doamna ne-a citit o poveste și noi ne-a dat niște cuvinte și noi am făcut propoziții și după desen după ce ne-a plăcut. Aici sunt poveștile de când nu știam să scriem și să citim. Adică frumoasa din pădure adormită, punguța cu doi bani, fata babei și fata moșului, albă ca zăpada și cei șapte pitici, ridichea uriașă și capra cu trei iezi. Noi am pictat cu degetul. Așa, ce? O prințesă și o vrăjitoare. Și la vrăjitoare de ce ați făcut așa tristă? E bine așa tristă la vrăjitoare? Mergea mai veselă? Hai! Nu? De ce? Nu merita mai să fie mai veselă? Nu. Dar cine sunt veseli de obicei? Așa. Da. Haideți să vedem aici. Aici avem atelierul de în parc. O machetă. Adică imagini 3D. Da, așa. Aici un model tridimensional 3D, da? Bun, am desfăcut, am lipit și am colorat și am fipt. Da. Noi am pregătit un colaj cu ștampiluțe din frunze și ștampiluțe din hârtie glase. Bună ziua, stăm de vorbă cu? Neacșu Maria, învățătoare la clasa pregătitoare. Doamna învățătoare, cum a fost tot evenimentul de astăzi? A fost unul minunat și sperăm noi memorabil în mintea și a celor invitați, dar și a elevilor din clasele noastre. Noi vă urăm succes și multă baftă în continuare. Vă mulțumim și ne vă mai așteptăm pe la noi.